Salutare dragi viitori de mașini, bine ați venit pe Vrum Vrum Vlog. Dacă este marți, astăzi reacționăm la mașinile fotbaliștilor internaționali. Sunt sigur că o să avem câțiva foarte tari. Sunt aleși de către Patrick, ce este și în spatele camerei. Dacă îți place ideea, lovește cu încredere butonul de like, să știm că mergem în direcția corectă, și subscribe dacă ești pentru prima dată pe al nostru canal. Te invit să lași în comentarii pentru săptămâna viitoare despre a cui mașini ți-ai dori să vorbim. Lasă în comentarii pentru că de fiecare dată luăm în considerare părerea ta. Acestea fiind spuse, alături de noi avem și un invitat special, o să fie Alin. Care sărbătorește faptul că în weekend am fost la Deva cu mașina de curse. O să apară mâine vlog nou. Adevărat, intrați mâine. Intrați acolo și dați like, dacă nu, vă sparg. Aline, hai să dăm drumul. Hai să înceapă. Primul fotbalist străin despre care povestim astăzi este... Benzema. Vezi, dacă n-aveam cască, gădeam cu capul. Cum mi-a făcut capul? Dispare să mă stărnă cum mi-a făcut capul. Acum ar trebui să-mi iau 100 de euro să mă șternanesc. Benzema, stai așa, Aline, dă-mi o direcție, că nu știu. Ideea următoarea, fiind fotbaliști foarte, foarte bogați, ți-e foarte greu să-ți dai seama cam ce mașini și-ar dori să aibă, dar zi-mi așa, în mare. Foarte bogați. E un SUV. Un SUV? E un SUV. Mergem într-o direcție super high, adică gen Rolls-Royce? Nu. Mai jos? Da. Mercedes? Da. Aș merge pe Benzema, după nume, și mi-aduc aminte că e de ceva timp, adică e mai vechi. E un fotbalist mai vechi. Aș merge pe un GLS. Nu. Mai mic? Da. GLE? Nu. Bă, dă-l-n... A, frate, bă, greu. Cât de greu de cap să fiu să-mi dau seama că e vorba despre un G-Class, frate. Dar ce G-Class? Există mai multe? Există 4x4 la pătrat sau G-Class normal? 63 AMG. Aaa, adevărat. Dăm să-l văd. Da, frate. Auco, să văd brațele pe el. Mamă, ce față de mafiot are. Uite-te ce față de mafiot are el și ce față de mafiot are mașina. Următorul fotbalist din episodul de astăzi este... Courtois. Poate că am nevoie de niște informații despre el. E portar la Real Madrid. Adică e mare. Elegant? Da, ce scump. Lambo? Da. Urus. Direct. Dăm să-l văd. Obicei. Frumos. Băi, băiatule. Bă, frate, cât de înalt e ăsta? Mamă, cât e de mare, incredibil. Dar, frate, acum am dat seama că e portar, e normal să fie atât de lung. Următorul fotbalist de astăzi este... Cristiano Ronaldo! Si! Deci, Cristiano Ronaldo, dăm niște direcții, bro. Eleganță. E SUV? Da. Băi, totuși vorbim despre Cristiano Ronaldo, deci trebuie să mergem undeva sus de tot. Și dacă e cel mai high SUV, calină-n frate. Yes! Nimerit? Bingo! Bravo. E bun. Bă, frumos. Cu toate că eu îl văd într-o mașină sportivă. Sunt sigur că are mai multe, dar asta e. Mergem la următorul sportiv, ce se numește... Gareth Bale. Și a zbor. Direcție. A, zbor. Asta este McLaren? Nu. Ce mai ridică ușile? Lambo? Nu. La, Lambo? Nu. Ce? Aaa! SLS, frate. Yes! Ia să-l văd. Da, mă, băgam eu și picioarele. Greu. Următorul sportiv este... Haaland. Haaland. Ok. Îmi dai niște detalii despre el, Patrick? E foarte înalt. Ok, deci trebuie o mașină mare. E SUV? E din Norvegia. Break? Da. Break? RS6, tata. Yes. Boom! Ok? Nu, dar ce putea să fie altceva? Alt break mai tare decât RS6. Okay. Nu există. Următorul sportiv este... Kari Khan. Harry Kane. Bun, dăm niște direcții. E așa, uite-te la mine. E un urs. Deci dă-mi o direcție. SUV. Jaguar. Yes. Ah, ok, frate. F. N-ai, nu, ăsta nu e mașină de fotbalist, bro. Nu, no. Patrick, schimbă, dă-i altă mașină, nu se poate. Nu există. Te rog, bro, du-te și ți-a alta, că nu merge. Următorul fotbalist este... Kenny De Bruyne. Cum ai zis? Kenny De Bruyne. Kevin De Bruyne. De ce n-ai zis bine? Ba da, ai zis, bro. Dă-mi o direcție, chiar la fel. Sunt prea bogați ăștia. Mercedes. Yes. Una pe dreapta. Și e mare. GLS. GLE. Așa. Ok, GLE coupe. Bravo. Plezneală. Nimerita. Bine. Următorul sportiv este... Lewandowski. Ăsta e mai old school, așa ar trebui să fie. Dă-mi o direcție.
Ok, asta e Maserati. Yes, dar ce Maserati? Câte uși are? Două. Jet, Gran Turismo sau cum? Yes. Oh, bine! Frumos. Următorul sportiv este... Marco Reus. Dăm niște detalii. Ce sunt detalii? A jucat în Germania. Ok. Deci mă gândesc că ea merg repede cu mașina, deci ar trebui să fie ceva mai mult de 100 de cai. Da, ok. E o super sportivă. Da. Să-mi bat piciorul dacă eu am auzit vreodată de mașina asta AM. AM? Vanquish. Vanquish? Vanquish? Ce mașină este d-acului? Aston Martin Vanquish. Dar cine? Dar unde? Bă, Patrick, bă, nu cred că a lăsat AM. Era prea lung. Pe ăsta care a făcut astea, să-ți fie rușine că mă încurc eu aici. Ia să-l văd Vanquish. Dar asta e vechi Vanquish-ul. Da, e vechi, probabil e veche poza. Următorul sportiv este... Neymar. SUV. Yes. Mașina pe care ai vrut tu să-ți o cumperi, dacă mai ți-aduce aminte, la coastă. De coastă? Nu, mașina care să atragă priviri la coastă, ce vorbisem noi. În afară de range? Da, mare și are o cupă în spate. Ah, gata, frate. Raptor F-150. Yes. Ia să-l văd. Da. Big like. Mișto, mișto rău mașina. Blană, adică nu aș fi nimerit-o, dar e mișto. Dacă nu mi-ai dat, dacă nu mi-ai fi dat detalii, clar, n-aș fi nimerit-o. Un următor este... Zlatan. Am terminat cartea lui acum câteva zile. Genial. În carte vorbea de un Ferrari Enzo? Nu este. Deci are alt Ferrari. Da. E spectaculos? Yes. Are vreun detaliu wow? Adică l-aș nimeri? Nu-i 488, 458? Nu, are geamul în față. Ah, SP2. Da. Știi că mașina asta e banată în Statele Unite și doar în Europa poți merge cu ea? Și nu știu dacă în toate țările din Europa. Pentru că n-ai parbriz. Da, și asta e ilegal. Da. Neagră cu interior roșu. Da, bravo, mă. Zici că e Cruella de Vil în poza aia, să mor dacă nu. Următorul fotbalist este... Salah. Salah? Nu-l știu. E mare? Da. Nu e. Ok, dă să-i văd fața. Ok, Audi, ce Audi l-aș vedea pe băiatul ăsta? E un Q? A, Q7. Ok, la un fotbalist la nivel înalt mi se pare Q7-le lău, frate. Următorul și ultimul este... Van Dijk. Van Dijk. Deci cum e? Van Dijk. Van Dijk. Van Dijk. Dă-mi o direcție. Sus, sus, Bentley, Rolls? Nu. De om, oameni normali? Eu pot să-mi mesc mașina asta de business, sincer. Mercedes. Da. Nu-i Mercedes? Păi și de ce ai zis da, nu? M-am încurcat. Dă-mi niște detalii. Vorbisem noi de mașina asta, dar nu. E, bun detaliu ăsta. Range Rover. Da, Land Rover. Defender. Și joacă în apărător? Da. Nu cred. Dă să văd. Genial, frate. Bravo, frate. Și el, jmecher rău mașina. După cum v-am obișnuit, la finalul materialului, fiecare dintre noi vom spune cea mai bună potrivire și cea mai puțin bună potrivire. Patrick, cea mai bună potrivire. Cea mai bună potrivire, clar, este Van Dijk, Fender. Direct. Alin. Cristiano Ronaldo cu Rolls. Rolls. Eu zic direct Zlatan cu SP2. Cea mai proastă potrivire? Cea mai proastă potrivire, mie mi se pare că... Ăla cu RS6-le. Ok. Haaland. Mie mi se pare că este bine, zi. Bun, eu zic Neymar. Mie nu-mi place la cu Q7. Da, nu, mi se pare că n-are nicio legătură. Lăsați în comentarii voi ce părere aveți, cui se potrivește, cui nu-i se potrivește. Lăsați pentru săptămâna viitoare despre cine vreți să vorbim. Eu am fost Mihai Beldea alături de Alin și Patrick. Și până la următorul material, nu uitați, iubiți-vă mult mașinile, pa, pa!